Președintele PSD Marcel Ciolacu susține că este posibil ca în cursul acestui an să fie măriri de venituri pentru absolut toți românii. Astfel, prin această măsură, se dorește combaterea efectelor inflației. Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat luni că anul acesta este posibil să avem o majorare la toate veniturile, ținând cont de impactul inflației atât la bugetari cât și la privați și la pensionari. Fără bani nu se face nimic, domnișoară. Fără bani, vedeți, în ziua de astăzi, oricât de bine, să zicem, că este, nu, fără bani nu putem trăi. V-au afectat majorările de anul trecut? Foarte puțin. Vedeți, dumneavoastră, unii au luat 24%. Noi, poporul de rând, a luat numai 10%. Așa că nu e bine. Liderul Partidului Social-Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat luni că sunt mai multe măsuri din care se vor alege cele mai bune pentru ca oamenii să trăiască mai bine. În primul rând, economia noastră nu funcționează. Plus de aia, în țara asta, deci s-a pornit greșit de la început, toată lumea vrea bani fără să muncească. Să muncești de foarte puțin. Au nevoie românii de salarii mai mari? Au nevoie, dar ca să obțină salarii mai mari trebuie să avem economie care să funcționeze. Să avem investiții, să avem ce ne trebuie. Liderul social-democrat a spus că nu susține anul acesta nicio majorare de taxe, nici anul viitor nu susțin majorări de taxe, a afirmat el. Un lucru foarte bun, numai că atâta timp cât economia nu merge așa cum ar trebui și sunt probleme din punct de vedere, mărirea de salarii înseamnă și crearea de noi surse de venit la bugetul de stat. Deci trebuie să existe o balanță de echilibru între venituri și cheltuieli. Dar să sperăm că se va face ceva, pentru că în ritmul ăsta prețurile, așa cum ați văzut, cresc și la toate produsele, inclusiv gazele și electricitatea, și de aici pornesc toate celelalte, se declanșează o scumpire în lanț. Eu aș vrea să plecăm de la discuția care este cauza inflației. Cauza inflației, mai mult decât evident, sunt aceste scumpiri din energie, atât la energie electrică cât și la gaze, care au avut mai multe efecte. Unul dintre ele sunt scumpirile evidente și inflația. Cred că întâi trebuie să acționăm pe cauză, să venim cu măsurile și să vedem ce propuneri vin pentru perioada următoare. Pe termen mediu, eu aș vrea o soluție inclusiv pentru iarna următoare, a spus Marcel Ciolacu duminică seară la Digi24.